Un centru de consiliere și informare antidrog a fost inaugurat într-un mall din sectorul 4 în prezența primarului Daniel Băluță. Mai mulți psihologi și asistenți sociali vor fi prezenți pentru a ajuta pe tinerii care se confruntă cu dependența consumului de droguri. Totodată a fost inaugurată și o nouă secție de poliție. Am realizat aici, în acest loc, un adevărat hub administrativ. În ultimii ani, din păcate, consumul de droguri a crescut, este o problemă majoră a societății românești și inclusiv a comunității noastre și de aceea am întreprins o serie de măsuri. Una dintre măsurile pe care le-am întreprins este reprezentată de deschiderea acestui centru de consiliere dedicat în primul rând tinerilor aflați în pericol și nu numai lor, ci și familiilor lor. Tinerii consumatori de droguri vor putea primi sprijin și consiliere cu ajutorul mai multor psihologi și asistenți sociali, afirmă Ramona Dabija, directorul Agenției Naționale Antidrog. Este un moment istoric, cum spun colegii mei din ANA, după 22 de ani de existență a Agenției Naționale Antidrog. Astăzi, cu sprijinul primăriei sector 4 și vreau să-i mulțumesc domnului primar Băluță pentru acordul care și l-a dat la prima idee care am creionat-o împreună. Să mulțumesc de asemenea echipei domniei sale care în aceste zile a lucrat alături de noi pentru ca primul centru pentru adolescenți, primul centru în cadrul programului Safe Space să poată fi de astăzi accesibil pentru toți copiii din București și nu numai, unde vom asigura servicii de consiliere psihosocială cu ajutorul a 4 psihologi și 2 asistenți sociali. La eveniment a participat și președinta PSD București, Gabriela Firea, care l-a felicitat pe edil pentru investiție. Se face încă un pas pentru a lupta cu infracționalitatea. Într-adevăr, atât ca ministru cât și ca senator, am fost și sunt implicată în toate proiectele care combat fenomenul violenței domestice, violenței în familie, a traficului de persoane, a consumului de substanțe interzise. Și ca să-l citesc pe Daniel Băluță, hai că se poate! Pe lângă centrul de consiliere pentru tinerii care se confruntă cu consumul de droguri, în incinta mall-ului a fost mutată și secția 26 de poliție. Avem un rezultat special și o premieră în România, un parteneriat dezvoltat cu Ministerul de Interne prin Poliția Municipiului București, pe de-o parte, și împreună am realizat noul sediu al secției 26 de poliție, o secție extrem de importantă pentru că este reprezentativă pentru extinderea pe care sectorul 4 are. Chestorul de poliție Bogdan Berechet spune că noua secție de poliție va duce la îmbunătățirea timpului de intervenție. Schimbarea sediului secției 26 poliție s-a realizat pentru a facilita accesul cetățenilor către poliție, dar și pentru a scurta timpii de reacție, de intervenție către toate evenimentele în care suntem solicitați de către cetățeni.